Circa 180 de slătineni, mai ales copii, frecventează zilnic bazinul didactic de nod din Slatina, de rezabilitatea mare determinând conducerea clubului sportiv municipal care administrează bazinul să prelungească programul de funcționare. Astfel, începând de azi, bazinul va fi deschis de luni până joi între orele 9:22, vineri 10:20, sâmbătă și duminică între orele 9:15. Pensionarii care au lucrat în grupele 1 și 2 de muncă și au primit deja deciziile de recalculare vor primi în această lună pensia majorată. După recalculare, în grupa 1 de muncă, o pensie care astăzi este de 2.000 de lei va ajunge până la aproximativ 4.000 de lei, în timp ce în grupa 2 de muncă, o pensie de 2.000 de lei va ajunge la peste 3.000 de lei. Începând de luni 4 martie până la mijlocul acestei luni, școala gimnazială Vlaicu Vodă Slatina desfășoară o campanie de colectare de deșeuri electrice, electronice și electrocasnice în cadrul programului mondial Ecoșcoala. Elevii sunt așteptați să aducă becuri, baterii și obiecte electrice de mici dimensiuni, telecomandă, telefon, mouse, etc. La finalul campaniei, cei mai harnici vor fi recompensați cu premii surpriză, confecționate din materiale reciclabile de către colegii lor. Colectarea deșeurilor din județul Olt, după noul proiect implementat de Consiliul Județean cu fonduri europene, va începe de la 15 martie, firma care se va ocupa de colectare din poartă în poartă fiind Rosal. Aceasta a adus astăzi primele mașini noi de gunoi, 5 la număr, urmând să utilizeze în total 21 de mașini, două dintre acestea pentru containerele îngropate. Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân al primăriei Slatina organizează sâmbăta viitoare, pe 9 martie, un târg de adopții canine, în speranța de a le găsi animalelor adăpostite la sărăcești stăpâni. Târgul va avea programul între orele 10-14. Persoanele care nu au putut să facă dovada veniturilor nu pot adopta.